Păi la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Bun găsit, distinși ascultători, bine ați venit la această emisiune. Ne uitam un pic peste actualitate. Să știți că ne așteaptă un weekend de foc, evident, după o pauză de 2 săptămâni a echipelor naționale, pauză care s-a cam terminat ieri cu meciurile din Asia, America Centrală și de Nord și respectiv America de Sud. Corespondentul nu mai e disponibil pe undele acestui post de radio și evident nici pe altele. El ne-a rămas fidel de acolo din depărtările sale, dar se pare că nu mai aparține acestei lumi, nu mai poate fi contactat. A devenit un fel de Dan Cucu, un fel de tovarășul Dan. Veșnica pomenire, evident, îl va însoți ca unul dintre cei care, un fel de Călin Mate și așa mai departe. Sunt mulți dintre cei care au colaborat cu această emisiune și, sigur, numele lor va fi etern blagoslovit aici, dar el nu mai este astăzi disponibil să ne facă radiografia ultimului semisucces argentinian, și anume faptul că azi noapte, după ce Argentina a fost condusă cu 2 goluri în Venezuela, a reușit să egaleze și a terminat la egalitate 2-2, un meci încoate, spun, compromis. În minutul 53, Venezuela conducea cu 2-0. Argentinienii revenind pe final, egalând prin Otamendi în minutul 83. Messi nu s-a prezentat, el declara de altfel imediat după meciul cu Uruguaiul, pe care l-a câștigat cu un gol marcat de el, că nu va juca în Venezuela. Pare că acest lucru s-a simțit la argentinieni, care au făcut așadar un pas greșit, dar rămân în zona echipelor calificate virtual după 8 jocuri, 4 victorii consecutive urmate de acest egal în Venezuela, Argentina pe 3 la un singur punct de celeștii de la Montevideo. Uruguaiul a făcut show noaptea trecută, un show prea puțin anunțat. În ultima perioadă, rezultatele uruguaienilor nu erau teribile, de la acel 3-0 acasă cu Chile, înregistrat în noiembrie 2015, deci aproape un an în urmă, uruguaienii n-au mai făcut spectacol. Ieri Cavani a revenit în prim planul actualității, a reușit o dublă cu Paraguaiul. Lui Suarez a marcat din 11 metri, a fost într-adevăr un meci reușit pe Stadio Centenario de către uruguaieni, care au călcat în picioare Paraguaiul 4-0. Spuneam, o dublă a lui Edinson Cavani, puternic contestat la PSG. Uruguaiul preia șefia acestui clasament, are un punct avans față de Brazilia, care a câștigat cu chiu cu vai meciul cu Columbia 2-1 pentru brazilieni. Victorie obligatorie era pentru multipla campioană mondială. În momentul de față, în clasament, Uruguaiul are un punct avans față de Brazilia și de Argentina. Columbia și Ecuador sunt la 3 puncte de Uruguai. Paraguaiul a ajuns pe 6 la 4 puncte. Chile n-a putut să bată Bolivia, scor 0-0 la Santiago. Un rezultat care împinge echipa ciliană pe poziția a 7-a. O derută, practic, pentru Chile în ultima vreme. Dubla campioană continentală consecutiv. Chile a ratat această șansă de a se apropia și mai mult de vagonul de frunte. Peru a reușit să câștige a 2-a victorie abia în 8 meciuri, învingând Ecuadorul în mare pierdere de viteză. Un singur punct au luat ecuadorienii în ultimele 4 jocuri. Erau lider absolut după primele 4 etape.
E bine, au urmat 4 etape crâncene pentru ei, cu 3 înfrângeri și un rezultat de egalitate. Ecuadorul este pe poziție de baraj în momentul de față, cu 13 puncte. E adevărat, la doar 3 puncte de lider. Venezuela, care a făcut egal cu Argentina, o surpriză, spuneam, evidentă, n-avea decât un singur punct în 7 etape. Următoarea rundă este pe 3 octombrie. Uruguayul, liderul, întâlnește Lanterna Roșie Venezuela. Brazilia joacă acasă cu Bolivia. Sunt 2 meciuri cu sfârșit anunțat. Peru întâlnește acasă Argentina. Paraguay, Columbia și Ecuador, Chile. Nu este niciun mare derby etapa viitoare. 9 din 18 ne apropie oricum de jumătatea întrecerii. Deci în momentul de față s-au jucat 8 etape complete. Următoarea etapă, 9-a, este mijlocul acestei întreceri pentru desemnarea echipelor calificate la Cupa Mondială. 9 runde înseamnă sfârșitul meciurilor tur în zona Americii de Sud. Evident că timp mai este suficient. La fel și în zona CONCACAF, unde partidele de noaptea trecută au marcat sfârșitul acestei faze, a 4-a, și runda 5-a, cu un mini-campionat cu 6 echipe, spuneam zilele trecute, va pecetlui soarta acestei zone importante pentru noi. 3 echipe se califică direct, nu există zonă de baraj aici. 3 din 6. Au fost niște rezultate spectaculoase noaptea trecută. Cine ar fi putut să nimerească rezultatul dintre Guatemala și St. Vincent și Grenadine? 9-3, la pauză 4-2 pentru Guatemala. Un rezultat care are alură de rugby, evident. 9-3 se întâmplă în rugby frecvent, adică o partidă unde nu se marchează niciun eseu și unde toate loviturile de pedeapsă sunt cele care contează. Oaspeții au deschis scorul în minutul 10, după care Guatemala a dat 4 boabe până la pauză, întrerupte la un moment dat de cel de-al doilea gol al grenadinilor. În repriza a doua, încă 5 goluri pentru Guatemala. N-au fost niște performanțe ieșite din comun. Ruiz, 2 în repriza a doua. Același Ruiz dăduse 3 în prima repriză. 5 boabe a dat Ruiz în total. Tinoco, un gol. Areola, un gol. Morale și Marche au marcat. Ruiz, așadar, 5 goluri. Carlos Ruiz îl cheamă, 36 de ani. Ce importanță are. Care joacă în Liga Guatemaltecă, la Municipal. Bine de tot. A dat 5 goluri. Guatemala nu s-a calificat, evident, pentru că această victorie nu-i mai folosea la nimic, era deja eliminată. Se învinsă și Grenadine, care au avut meritul să treacă de primele 4 tururi ale competiției, cel de-al 4-lea, sigur, fiindu-le fatal. Dar putem să spunem că l-au depășit și pe ăsta, întrucât meciurile s-au terminat cu bine pentru ei, sunt în viață. Au încasat 34 de goluri în 6 partide. Echipele calificate sunt Mexic și Honduras din grupa A. Aici totuși de notat blătuțul dintre Mexic și Honduras în ultima rundă, 0-0. Vă spuneam ieri, Mexic avea nevoie de un rezultat de egalitate, altfel se califica echipa Canadei, care avea rezultate directe peste Honduras. Canada a bătut El Salvador cu 3-1. Știți că există în presă o dezvăluire, nu știm cât este de reală, înclinăm totuși să-i dăm dreptate. Unul dintre jucătorii naționalei din El Salvador a declarat că s-a încercat coruperea lui pentru ca formația sa să încaseze o bătaie la scor larg, la scor mare, dar nu spunea despre ce meci e vorba, probabil că FIFA va deschide o anchetă. Cred că este vorba, în orice caz, de această grupă, unde El Salvador era echipă fără șanse, n-a câștigat de altfel niciun meci în cele 6 jocuri și probabil că cineva a încercat să-i cumpere. Nu este nimic ieșit din comun pentru zona centrală americană acest lucru. Deci blat între Mexic și Honduras. Spun de ce blat. Mexicul câștigase primele 5 meciuri. Ar fi putut acasă să bată Hondurasul, dar n-a vrut.
Și astfel Canada este eliminată în ciuda victoriei 3-1 cu El Salvador. În urmă, probabil că n-a mai fost blat acolo. S-a jucat pe Stadio Azteca. Deci mexicanii care organizaseră deja meciul de ceva timp, chipurile au făcut ca și cum meciul ar fi fost unul foarte important pentru ei. În grupa B, Costa Rica și Panama erau deja calificate. Cele două s-au întâlnit în meci direct, 3-1 pentru costaricani. Jamaica a fost bătută pe teren propriu de Haiti în celălalt meci al echipelor eliminate, 2-0 pentru echipa francofonă. În grupa C, Statele Unite a câștigat primul loc, învingând Trinidad Tobago cu 4-0. Americanii aveau nevoie de victorie pentru că se aflau pe poziția a doua. La Jacksonville s-a jucat. Altidore a reușit o dublă în repriza a doua. Trinidad Tobago n-a putut să-i facă față echipei americane, dar s-a calificat pentru turul al cincilea, unde Mexic, Trinidad, SUA, Honduras, Costa Rica și Panama vor juca un mini-campionat, spuneam, cu trei echipe care se duc la turneul final. În prima etapă, pe data de 11 noiembrie, mai mult, Statele Unite întâlnește Mexic, Trinidad Tobago joacă acasă cu Costa Rica, iar Honduras cu Panama. Un mini-campionat așadar cu 10 etape. Nu va fi simplu deloc, sunt 5 meciuri tur și 5 retur. O bătălie de data asta între echipele serioase ale acestei zone. Sigur că avem și ce s-a întâmplat în Asia ieri. Am înțeles că sunt unii care nu apreciază această emisiune, și anume faptul că ne ocupăm prea mult, abundent, de zona asiatică și citim rezultatele din această zonă. Ne-ar contesta și că unii se transmit că în aceste condiții ne cerem scuze și să nu ne mai asculte dacă nu le convine. Faptul că insistăm pe minut cu minut și citim echipele și dăm scorurile tehnice, nu cred că ar trebui ca vreun jurnalist din România să ne dea nouă lecții, dacă ar avea un pic de decență. Doi la mână, vreau să-i asigur pe cei care nu ne înghit că nu există om să fi comentat mai mult actualitatea sportivă decât am făcut-o eu în ultimii 20 de ani. Nu există și n-am nimic de demonstrat. Da, eu citesc rezultate tehnice dacă am chef. Da? Nu contează că ele pot fi citite de alții de pe internet. Dar să știți că în taxi nu există internet, cel puțin deocamdată. Și să nu uitați un lucru. Indiferent că sunteți lingăi sau că sunteți plătiți sau că v-a adus tata la televiziune sau nu, întotdeauna meseria de jurnalist pornește de la bază. Important este să informezi. Deci a citi un rezultat în timp real sau nu de 150 de ori e mai important decât să dai un telefon lui Gigi Becali. Mă înțelegeți? Asta contează în presă. Să dai un rezultat, important este să dai corect. Nu contează foarte mult dacă îți dai cu părerea despre el. Pentru că principiile de bază sunt astea. Bă, informează. Dacă omul e deja informat, nu-i nimic. Se duce și se culcă. E ca și cum ai mâncat și treci prin fața unui restaurant. Nu te obligă nimeni să te mai oprești. Da? Dacă unora nu le convine să audă rezultate tehnice la această emisiune, e problema lor. Da, dar să știți că atunci când faci o emisiune singur la radio, e greu să și întrebi și să și răspunzi. În unele situații. Evident că dacă momentele o cer, comentăm actualitatea, după cum se știe. Dar nu ne este rușine niciun fel să informăm. Da, să citim rezultate. Ieri, de exemplu, erau meciuri în desfășurare, ceea ce e rar pentru această emisiune, care nu prinde, în general, meciurile importante în direct. Și atunci, sigur că este o datorie, dincolo de ego-ul pe care poate să-l aibă cineva, este o datorie să vorbești despre așa ceva, pentru că asta era actualitatea. Dacă pe unul nu-l interesează Siria cu Coreea de Sud, e problema lui, pe mine mă interesează. Mă interesează mai mult decât să aud o flecăreală, de exemplu, să vorbesc la telefon și să-l slugăresc pe unul dintre antrenorii din Liga 1 sau pe unul dintre patroni. Nu mă interesează ce spune ăla. Da? Pentru că, în primul rând, în sport contează rezultatul, nu flecăreala. Ce să-mi spună ăla? A, păi am avut ghinion, m-a furat ăla, n-avem bani, o să câștigăm,
băieții pun osul, nu mă interesează. Și atunci prefer să citesc niște rezultate, mai ales că știm cu toții care e situația sportului românesc. Multă gargară pentru nimic. Măcar atunci când avem posibilitatea să ne intersectăm cu ceva concret să o facem. Așa să lăsăm, că restul este timp. Nu e nicio problemă. Cei care ne cunosc știu, suntem aici. Suntem aici deja de cât? De 11 ani, practic, la sediul ăsta. Radio plus ce însemna să ziarul. Am avut timp să comentăm toată actualitatea și nu cred că au fost foarte multe subiecte în lumea sportului importante pe care să nu le tratăm. Așa că un pic de răbdare. Duceți-vă la culcare câteva ore sau mai dați niște telefoane acolo unde știți dumneavoastră că e bine să sunați și lăsați-ne pe noi în pace. Ne întoarcem așadar cu zona asiatică să vedem care sunt repercusiunile partidelor de ieri. Ne interesează în cel mai înalt grad după o pauză. Ne-am întors în direct în actualitatea sportivă. Sigur, au fost meciuri și în Europa. Ieri 9 partide, dar o să vorbim un pic despre ce lăsasem neterminat zona asiatică. Japonia a câștigat 2-0 în Thailanda. Eram pe final ieri în transmisiunea directă. Asano, jucătorul împrumutat de Arsenal la Stuttgart în acest sezon, a marcat golul de 2-0. Thailandezii au sfârșit deprimați în 10 oameni. O victorie logică a Japoniei, care se relansează în această grupă. O să revenim asupra situației. Australia a câștigat în Emiratele Arabe Unite. Meciul s-a jucat la Abu Dhabi. Gol al lui Cahill, minutul 75. Cahill intrase cu 4 minute înainte. Tim Cahill, 36 de ani, unul dintre cei mai longevivi jucători din istoria campionatelor mondiale. Tim Cahill stabilise la un moment dat chiar și un record în acest sens. A jucat la Everton vreo 8 ani, așa pe scurt. Actualmente la Hangzhou în China rămâne un jucător emblematic. Este un fel de Steven Gerrard, dacă vreți, al Australiei, acest Tim Cahill. Golul lui din minutul 75 i-a pus pe butuci pe cei din Emirate. Și în fine, Uzbekistanul s-a impus în Qatar 1-0, tot așa pe final de meci. Krimets a marcat. Meciul s-a jucat la Doha în minutul 86 pentru uzbeci. O națiune puternică, vă reamintesc că a fost la un pas să joace la Cupa Mondială, eliminată de Iordania la penaltiuri la ultima campanie. Au avut meciul mână atunci, altfel ar fi jucat ei cu Uruguayul barajul intercontinental. În fine, Uzbekistanul conduce după două etape în grupa A. A câștigat acasă cu Siria și în deplasare în Qatar. Sigur, au fost meciurile mai ușoare. În runda a treia, uzbecii întâlnesc pe 6 octombrie acasă Iranul, primele două clasate așadar. Iranienii ca și sudcoreenii au 4 puncte. În mod normal, între aceste trei echipe se va da lupta pentru două locuri calificante direct și pentru poziția a treia, care duce la un baraj intern asiatic înainte de barajul intercontinental. În grupa B, Australia și Arabia Saudită au două victorii. Australienii au bătut Irakul și Emiratele. Vor întâlni în runda a treia Arabia Saudită în deplasare. Saudiții au câștigat numai din penalti până acum, și cu Thailanda și cu Irakul. Japonia, pe poziția a treia, întâlnește acasă Irakul. Japonezii, sigur, alături de australieni, sunt favoriți. Arabia Saudită, în mod normal, la ce japcă are în genă, se va bate pe locul, pentru locul al treilea. Logic ar fi ca Australia și Japonia să termine primele două, iar Arabia Saudită să tranșeze bătălia cu Emiratele pentru poziția a treia. Bine că nu sunt în aceeași grupă Iranul și Arabia Saudită. Nu știu dacă a fost pus cu mâna sau nu, dar după cum probabil știți, un incident diplomatic mustește iarăși între cele două națiuni. Și-ar putea să ducă la conflicte majore, nu neapărat la un război mondial, dar la conflicte majore pe plan economic, în primul rând, ceea ce ar contribui, sigur, la o situație de asta, de conflict, de stres în zonă. Iranul și Arabia Saudită n-ar putea să joace un meci de fotbal astăzi dacă ar fi programat în aceeași serie. Să sperăm că nu vor ajunge să dispute meciul de baraj, pentru că atunci ar fi o problemă.
ar fi o problemă, meciul nu s-ar putea juca. Conflictele în această zonă a lumii nu se termină de pe o zi pe alta. Durează de obicei și am putea să ajungem într-o situație nepotrivită pentru lumea sportului. În zona europeană, ieri s-au desfășurat 9 meciuri, spuneam, dacă excludem Albania-Macedonia, meci finalizat ieri cu victoria gazdelor 2-1. În grupa A, ce tărășenie! Aș începe cu cel mai spectaculos meci, deși nu părea, Bulgaria-Luxemburg 4-3. Fraților, mi-am dat seama de urgența situației în prima repriză, când bulgarii au marcat prin Rangelov în minutul 16, dar n-au reușit să se desprindă. Acest scor de 1-0 rămânând pe tabelă până în minutul 60. Lucrurile nu păreau însă clare, pentru că dacă ar fi să ne luăm după explicația unor martori oculari, Luxemburgul nu părea să fie sub Bulgaria până în acel moment. E bine, după introducerea lui Turpel în minutul 59, oaspeții au marcat în 3 minute de 2 ori prin faimosul Joachim, Aurelien Joachim, 30 de ani, a reușit asta să dea 2 boabe în 3 minute în Bulgaria. Fapt într-adevăr uluitor. Jucător în Belgia la Lierse, a evoluat la un moment dat și în Liga 3-a britanică la Barton. Extraordinar. Deci Aurelien Joachim pentru luxemburghezi. De la 1-0 s-a făcut 2-1 pentru oaspeți. Bulgaria au egalat imediat prin Marcelinho, un jucător naturalizat. Așa că tot era vorba pe cine să naturalizeze Christopher Daum. Bulgaria a făcut și ei 2 schimbări în această parte a meciului. Apoi Popov, la intrarea în ultimele 10 minute, a adus Bulgaria în avantaj 3-2. În minutul 90+1, Bonhart a reușit să egaleze. Jucător intrat în minutul 68, ce lovitură de măciucă, să-ți dea Luxemburgul 3 goluri pe teren propriu într-o repriză. Tonev marcând imediat cum s-a reluat partida în minutul 92. Ei, imaginați-vă că acest meci s-ar fi jucat la noi. Ce ar fi scris presa din România de apărarea naționalei, de ideile selecționezului, dacă Luxemburgul ar fi trecut pe la noi? Această echipă a Marelui Ducat, mica echipă a Marelui Ducat, iată că până la urmă se dovedește a fi spectaculoasă. Bravo lor, Luxemburgul a fost performer a zilei de ieri în preliminarii. Într-adevăr, cu o evoluție măiastră, păcat că nu s-a terminat 3-3, suntem primii care regretăm acest lucru, chiar și pentru contextul grupei, unde celelalte partide au fost decepționante, Suedia-Olanda 1-1, sunt 2 puncte pierdute, evident, pentru ambele echipe. Goluri Berg în minutul 42, partenerul de atac de la Euro al lui Zlatan Ibrahimović, care s-a retras de la națională, a egalat Snyder în minutul 67 pentru Olanda, un punct adunat de olandezi, care sigur în economia grupei, având în vedere că Franța s-a împotmolit în Belarus 0-0, la fluierul arbitrului Ovidiu Hoțugan, 0-0 Belarus-Franța. În ciuda intrărilor din partea a doua lui Dimitri Payet, Ousmane Dembélé și Kevin Gamero, acesta n-a jucat decât 10 minute. Da, oricum o față mai ofensivă a francezilor după pauză, însă prudența asta de tip Deschamps i-a costat pe francezi. Deschamps a început totuși prea prudent meciul, cu Sissoko, Kanté și Pogba pe lângă 4 fundași, Sidibé, Varane, Koscielny și Kurzawa. Sigur, în poartă marele Stev, care este unul dintre cei mai maturi portari europeni. Cu Steve Mandanda în poartă, Franța nu prea riscă mare lucru, un portar care a ajuns la plenitudine absolută după 9 sezoane la OM. Credeți-mă că știu ce vorbesc, este un portar de siguranță absolută, Mandanda, indiferent că ești dominat sau nu, are cel mai bun joc de picior din Europa. În orice caz, este un portar fără cusur în acest moment. Bine că a putut să joace în aceste 2 meciuri, Loris fiind accidentat, victoria Franței la Bari cu Italia și egalul din Belarus. Francezii au început doar cu trioul Griezmann, Martial, Giroud, atât. Doar 3 jucători de forță ofensivă, Sissoko și Pogba
nefiind neapărat în acest registru, și s-au fiert, s-au pârlit cu acest rezultat, care sigur nu-i avantajează deloc. Este un mare eșec pentru Naționala Franței, acest rezultat, dar fiind doar prima etapă, sigur că lucrurile nu sunt nici de cum definitive. Urmează Franța-Bulgaria, de exemplu, pe 7 octombrie. Toate amintirile vor reveni de la acel faimos meci din 93, când Franța a pierdut acasă cu golul lui Kostadinov în ultima secundă și a ratat calificarea la Mondial. O echipă cu Ginola, Papin, Cantona și așa mai departe nu s-a descurcat atunci cu Bulgaria și Israelul. Franța-Bulgaria, cu aere de meci deja important, nu decisiv, dar deja important. Sigur, bulgarii sunt nimeni în drum, evident, da? Pentru asta mai trebuie să și concretizezi. Suedia va juca în Luxemburg, iar Olanda acasă cu Belarus. În runda a doua, o surpriză, Elveția a reușit să calce în picioare campioana Europei, Portugalia, fără Cristiano Ronaldo. Surpriza este că primul gol al elvețienilor a fost marcat de Embolo. Îl știți pe Embolo, cel care a fost rezervă și a intrat pe teren în meciul cu România de la Euro. O catastrofă absolut. Spuneam și atunci că e posibil ca jucătorul să aibă viitor, dar în momentul de față este rușinos ca evoluție. E bine, a marcat Embolo, după care Mehmedi a dat golul de 2-0. Ăsta e cel care ne-a dat și nouă golul de 1-1 la Euro. Portugalia n-a putut să reacționeze, fiind la fel de îmbâxită exact ca și la Euro. Basel e un teren unde îți rupi ușor gâtul. Letonia a câștigat cu 1-0 în Andorra, care nici ea nu mai este chiar o echipă atât de ușor de bătut. Un gol marcat de Sabala în minutul 48. Arbitru a fost din Malta, de remarcat totuși acest lucru. Feroe-Ungaria 0-0, nu ne așteptam la mare lucru de la unguri. Chipurile atât de ofensiv la turneul final european, Ungaria, vă reamintesc că a avut cel mai bun atac în faza grupelor la Euro, n-a reușit la Torșav nimic. Șolai a intrat în minutul 27 în locul lui Prâșkin, apoi Nicolic și Stiber în repriza a doua, cohorta sa de non-maghiari, echipa națională a țării vecine s-a încurcat în Feroe. Deci o grupă complicată deocamdată, cu rezultate neconcludente. Elveția s-a lansat bine, dar poate să fie încurcată absolut de oricine, inclusiv de Letonia sau de Feroe. Nimeni n-a convins în această pârlită grupă B. Urmează meciurile dintre Ungaria și Elveția, Portugalia, Andorra și respectiv Letonia, Feroe. Bună runda a doua. Și în fine s-a mai jucat în grupa H, unde Bosnia-Herțegovina a bătut Estonia cu 5-0, un singur penalti al lui Edin Dzeko în minutul 23, în rest golul Spahic, Medunianin, Ibisevic și încă o dată Spahic, 5-0 pentru Bosnia, aflată într-o zi de grație. Grecia a fost jenantă absolut la Faro cu Gibraltarul, să nu vă lăsați înșelați de scor, 1-4. După golul lui Mitroglu, gazdele au egalat prin Walker. Într-adevăr, o lovitură de măciucă pentru fosta campioană europeană. Era 1-1 în minutul 44, ceea ce este epocal pentru Gibraltar. E bine, din minutul 44 până când arbitru danez Kellet a suflat finalul primei reprize, Grecia a dat 3 goluri. Un autogol al lui Wiesmann și apoi Fortunis și Torosidis, minutele de prelungire de primei reprize. Jenant pentru fotbal și pentru toată lumea în general acest deznodământ. În repriza a doua, grecii n-au mai putut să facă nimic. S-a terminat 1-4. Gibraltarul, în orice caz, are de învățat, va învăța și poate că în timp va și popi pe cineva. În fine, o victorie neconcludentă a Belgiei în Cipru, chiar dacă scorul este de 3-0, iar belgienii au ratat un 11 metri în minutul 90 prin Batshuayi, care a fost introdus în minutul 73, aceleași greșeli comite și Martinez, cum a comis și Mark Wilmots, aceeași echipă a Belgiei pe care am văzut-o la Euro, cu Romelu Lukaku titular, acesta a dat 2 boabe, în minutele 13 și 61, dar și la Euro a prins un meci
cu Republica Irlanda, în care a dat două goluri și tot degeaba. N-a contribuit cu nimic la propășirea fotbalului belgian. Yannick Ferreira Carrasco a marcat din pasa lui Eden Hazard golul 3. Prea târziu Batshuayi pe teren. El e obișnuit să marcheze după ce intră ca rezervă. A luat mingea în mână să bată el penaltiul din minutul 90. Deși poate în condiții decente n-ar fi fost cazul. A ratat, sigur, fără consecințe pentru rezultat, dar nu știu de ce îl simt pe prostul de Martinez capabil să nu mai convoace pe Mișii. Când el ar trebui, bineînțeles, să fie titular, altfel la Chelsea va face o carieră strălucită. Începutul de sezon pentru Batshuayi este nemaipomenit la Chelsea, deși nici acolo nu i se dă o încredere deosebită deocamdată, dar Chelsea are 3 victorii din 3 meciuri. A debutat bine, Batshuayi a marcat, are deja vreo 3 goluri pentru Chelsea, unul reușit și în Cupa Ligii, vreo 2 în campionat. Stă bine băiatul. Și cam asta ar fi în zona europeană. 9 grupe s-au desfășurat, toate partidele suntem la zi. Vorbim un pic și despre ce a fost ieri la Under 21. Naționala României și-a luat adio de la participarea la campionatul european, fiind snopită în Danemarca 3-1 pentru gazde, dar asta după ce era 3-0 în minutul 40. Probabil că danezii au lăsat-o mai ușor. După eliminarea lui Ioniță în minutul 64, România 10 oameni a reușit să marcheze, ceea ce totuși e reconfortant pe undeva. N-are rost să îngropăm această națională Under 21, mai ales pentru că era clar că mai mult de atât nu se putea face. Golul lui Miron, fundașul lui FC Botoșani, aduce totuși România un pic mai aproape de adevăr, în sensul în care această grupă era o pălărie prea mare pentru noi. Danemarca s-a desprins decisiv, iar calificarea de pe locul al doilea nu este posibilă pentru noi. Avem 16 puncte, mai avem un singur meci de jucat în Bulgaria, pe data de 11 octombrie. Dacă bulgarii ne bat, ne iau înainte, deci meciul este important pentru stabilirea locului 2. Ar mai fi și Țara Galilor, care joacă în Armenia, în cazul în care galezii câștigă, ne ajung și ei la puncte. Danemarca s-a desprins, nu mai poate să fie prinsă. Mai are 2 meciuri. Unul este în Bulgaria, cu 4 zile înainte ca bulgarii să joace cu noi. Au meci pe teren propriu și cu danezii. O să vedem. Și bulgarii, atenție, mai au 2 meciuri. Deci ar fi de așteptat să ne o ia în față, mai ales că Danemarca și-a asigurat primul loc în grupă. România nu mai poate să o ajungă fiind la 6 puncte și mai având un singur meci de jucat. Bulgaria are același număr de puncte cu Danemarca, același număr de meciuri, pardon, și 8 puncte mai puțin. Deci danezii au câștigat această grupă, deci este posibil ca bulgarii să se impună pe teren propriu și dacă îi bat pe danezii, atunci le ajunge și un egal în meciul cu România ca să ne depășească în ierarhia finală și să nu mai fim nici pe locul 2. Oricum, chiar și pe locul 2, România nu contează în acest clasament, fiind în momentul de față pe poziția 8-a din 9. Deci, greu de tot să ne calificăm între primele 4 locuri 2. Evident, șansele sunt foarte, foarte mici, mai ales că avem un singur meci de jucat și ăla în Bulgaria. Este o campanie care, până la urmă, se ratează, dar în fața unui fotbal danez epustuflant, Danemarca fiind printre favoritele campionatului european în faza sa finală. Mai era suspans și în grupa Franței. Francezii au negociat bine meciul de ieri cu Islanda pe teren propriu 2-0. 2 goluri ale lui Corentin Tolisso, jucătorul lui Lyon. Islandezii n-au contat foarte mult. Meciul s-a jucat pe Michel Dornano la Caen. Însă francezilor nu le-a ieșit rezultatul din celălalt meci. Macedonia a bătut Irlanda de Nord cu 2-0. Macedonia conduce în această grupă 3. Are un punct mai mult decât Franța și 3 puncte mai mult decât Islanda. Însă islandezii mai au 2 meciuri de jucat. Urmează Islanda-Scoția pe data de 5 octombrie. Dacă Islanda bate acasă pe Scoția, cum ar fi normal, atunci ajunge la puncte Macedonia cu un meci înainte de final. Macedonia joacă ultima partidă și ea tot acasă cu Scoția,
meci pe care dacă îl va câștiga va depăși naționala Franței. Francezii mai au un singur meci în Irlanda de Nord. Numai că, atenție, acesta nu mai contează pentru ierarhia locului 2, întrucât Irlanda de Nord, fiind ultima în grupă, nu mai poate să evite acest loc, nu se mai ia în calcul rezultatul. Deci cele două rezultate cu Irlanda de Nord nu mai contează, așa că dacă francezii nu termină primii, rezultatul de la Belfast nu este important. Și nu mai au cum să termine primii, decât printr-un miracol, evident, Scoția fiind un arbitru nu foarte loial, cred, în această bătălie, oricât ar fi fost ei aliații Franței la un moment dat, întrucât meciurile pe care scoțienii le au și în Islanda și în Macedonia vor arunca cel mai probabil echipa Franței în afara locului 2 în acest clasament. Chiar dacă francezii bat în Irlanda de Nord, cum ar fi normal, și fac 20 de puncte, nu le ajunge. Nu le ajunge, Macedonia bate Scoția, face 21 și termină grupa peste, iar islandezii mai au două meciuri. Dacă le câștigă pe amândouă, i-au curățat pe francezi. Deci, de ce să nu le câștige? Mai ales că cu cine mai au ei? Cred că mai au cu Irlanda, mai au cu Ucraina celălalt meci. Da, o să vedem. Sigur, mai este puțin până acolo. Islanda trebuie să câștige meciurile, pentru că Franța va câștiga în Irlanda de Nord, va face 5 puncte avans. Și atunci Islanda trebuie să-și câștige cele două meciuri, acasă cu Scoția și probabil în ultima etapă în Ucraina. Bun, deci cam asta la tineret, nu o să insistăm foarte mult pe celelalte grupe, așa câteva rezultate. Germania a bătut în Finlanda 1-0, este în continuare pe cai mari în grupa ei, unde Austria n-a putut să bată în Rusia 1-1. Ucraina a bătut Scoția cu 4-0, dar nu mai este în cărți. Serbia, Irlanda 3-2. Cele două echipe, vă reamintesc, se întâlnesc în aceeași grupă și la seniori. A fost 2-2 Serbia, Irlanda. Anglia a bătut Norvegia cu 6-1. De exemplu, un rezultat interesant. Altfel, 0-0 între Letonia și Muntenegru, 2-2 între Georgia și Croația. Bulgaria a câștigat în Armenia 1-0. Iar Israelul a bătut Liechtenstein cu 4-0. Haideți să luăm o pauză, după care vom reveni în direct. O să vorbim, sigur, despre ce se întâmplă la New York, la US Open, turneu transmis de Eurosport. Tocmai discutam zile trecute cu cineva apropo de transmisiile canalului pan-european de sport. Au luat Wimbledon-ul, iată, transmit acum 3 turnee de mare ștem din 4. Dacă nu, cumva, de fapt, îl transmit și pe cel din Australia. De toate turneele de mare șlem de tenis au ajuns la ei. Așa e cu drepturile TV astea. Trec de la unul la altul. Important este ca telespectatorul să nu fie, până la urmă, văduvit de esențial. Revenim după o pauză. Ne-am întors, dragi prieteni, în direct. Vorbim un pic și despre tenis la US Open, unde rezultatele nopții au fost conforme cu graficul, în sensul în care Novak Djokovic a mai beneficiat de o retragere. De data aceasta a lui Joe Wilfried Tsonga, era 2-0 la seturi pentru Djoko, 6-3, 6-2, francezul s-a retras, își făcuse treaba. În sferturile de finală a fost acest meci. Astăzi, de la ora 20:30, Murray joacă cu Nishikori pentru accesul în semifinale. Deci cam așa se prezintă tabloul masculin. Novak Djokovic a avut parte de norocul vieții lui. Vă reamintesc rezultatele sale în acest turneu. În 64-im l-a bătut pe Janovic după ce a pierdut un set. În 32-im n-a jucat pur și simplu cu Irgi Veseli. Cehul a declarat forfe. În 16-imile de finală a jucat câteva game-uri cu Mikhail Yuzhnyi, care s-a retras în primul set. În optimile de finală l-a bătut 3-0, fiind odihnit cu mintea limpede pe britanicul Edmund, nu un mare jucător. Așa, după care în sferturile de finală n-a jucat decât două seturi ca o fată mare cu Joe Wilfried Tsonga și s-a calificat în semifinale. Teribilă evoluția lui, unde va întâlni pe dita mai Gael Monfisu. Monfisu n-a pierdut niciun set în calar tata până acum. Așa cum vă spuneam și ieri, Monfis, deși după părerea mea
nu era favorit cu Luca Pui, a prins o zi magică și a câștigat cu acest baroudeur care este Luca Pui în 3 seturi, 6-4, 6-3, 6-3 pentru Gael Monfils, beneficiind de ceea ce spuneam și noi, prospețimea fizică, Pui jucând aproape toate meciurile în 5 seturi. Toate astea mai putea să mai ducă încă unul, mai ales că Pui e mai serios decât Monfils, e bine l-a luat ăsta pe latura sentimentală și l-a executat. Monfils așadar, fără set pierdut până acum, e o victimă sigură pentru Novak Djokovic, stați liniștiți. De altfel, românul nu e francofil și evident că nu-i dă nicio șansă lui Monfils, dar și dacă ar fi, asta vreau să vă spun, oricum n-are nicio șansă francezul cu Djokovic. Vă reamintesc totuși traseul lui Gael Monfils, cel mai bun din cariera sa într-un turneu de mare șlem, adică 5 meciuri la rând câștigate în 3 seturi. În afară de Luca Pui, el bătuse în faza precedentă pe Bagdatis 3-0, adică în optimile de finală, în 16 l-a bătut pe Almagro 3-0, în 32 pe Satral 3-0, iar în 64 pe Müller 3-0. E, toate astea l-au dus în calea lui Novak Djokovic, nu putea să facă mai mult decât atât, decât să fie avut norocul ca Djokovic să fie eliminat pe traseu, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Pe partea inferioară a tabloului, sfertul de finală dintre Murray și Nishikori, englezul pleacă net favorit, se va intersecta cu celălalt sfert, Wawrinka Del Potro. Meci mai echilibrat, pentru că Del Potro pare să fie în mare formă. Aici ai 50-50. Murray fiind net favorit în disputa cu Nishikori, 90-10 aș da în favoarea englezului, deci logic ar fi o semifinală Wawrinka-Murray, dar nu este exclus să avem un Murray-Del Potro. Învingătorul acestui meci urmând să întâlnească pe Novak Djokovic în finală. Pe tabloul feminin, Caroline Wozniacki, venită de nicăieri, așa cum spuneam, ocupă poziția 74 WTA după ce a fost lider mondial. A omorât-o în bătaie pe Anastasia Sevastova 6-0-6-2 într-o oră și 7 minute. Daneza s-a calificat așadar o la mână în semifinale. Astăzi de la ora 19, urmând să avem meciul între Carolina Plișcova, mare favorită, și croata Ana Koniuk, pentru stabilirea unei alte semifinaliste. De asemenea, noaptea viitoare, Serena Williams va juca cu Simona Halep, tot în sferturi. Învingătoarele acestor două meciuri, să spunem Serena cu Plișcova, vor juca în semifinale. Pe partea cealaltă de tablou, Wozniacki a câștigat cu Sevastova, Kerber a bătut-o pe Vinci ieri seara, de asemenea de notat acest rezultat, o victorie în două seturi a nemțoaicei, 7-5 în primul set, după care Kerber a controlat fără probleme setul secund, 6-2. Deci vom avea o semifinală aici între Kerber și Wozniacki, deja stabilită. Angelique Kerber favorită 2, deci mari surprize totuși n-au fost la fete. O întâlnește pe Wozniacki, sigur meciul este echilibrat, dar dacă bate Kerber, vom avea o finală Serena-Kerber, numărul 1 cu numărul 2. Angelique Kerber putând să preia ce fie a clasamentului mondial în cazul unui succes la US Open. Așa cum la un moment dat știți că a stat între paranteze și la Olimpiadă. Dacă Kerber ar fi reușit un rezultat acolo, ar fi putut să o depășească pe Serena. Până la urmă n-a reușit să câștige și n-a putut să o depășească pe veterana circuitului, dar încă nu-i totul pierdut. Angelique Kerber s-a apropiat de Serena Williams, aceasta absentând de pe terenuri o perioadă destul de îndelungată. Dar nu suntem încă acolo, mai este până la acest deznodământ. Oricum, Serena are un meci greu cu Simona Halep, care a fost foarte bună la US Open. Practic nu le-a dat adversarilor până acum absolut nicio speranță. S-a dus bine,
a recăpătat, se pare, ceva din moralul care o consacrase la un moment dat, când nu ne puteam imagina turneu de mare șlem fără ca Simona Halep să fie în semifinale. După care a venit o perioadă de recul destul de lungă, când ea și-a pierdut încrederea și reflexele. Dar iată că până la urmă s-a întors, are un turneu interesant. E adevărat că poziția în clasament, locul 5 mondial, i-a scos-o în cale pe Sirina, aș spune destul de devreme, adică în sferturile de finală, că mai devreme n-avea cum să o întâlnească. Dacă ar fi fost pe partea cealaltă de tablou, Halep ar fi putut să o evite în această fază, una bănoasă bine. Sferturile unui turneu de mare șlem contează mult, spuneam. Practic câștigi dublu cu un singur meci de cât ai luat până acum. Așa că este important acest moment. Numai că Halep, chiar dacă va fi bătută măr, să spunem, de Williams, nu poate să regrete, pentru că și-a reușit acest turneu. Sirina te mai bate un an, doi, trei, cât te mai bate, după care sigur că va înceta să mai joace. Important pentru Halep este ca peste 2-3 ani, când Sirina nu va mai fi, să poată să pună șaua. Asta e greu. Pentru asta trebuie o inteligență sportivă și un fizic, o igienă de viață colosale, pe care foarte puțini sportivi le au. Tentațiile sunt multe, lăsatul pe tânjală este firesc. Deci ca să fii un mare campion e extrem de complicat. Românii n-au reușit asta în tenis niciodată, nici la masculin și nici la feminin, pentru că Ilie Năstase a trăit numai din talent. A fost lider mondial, dar într-o altă epocă, primul lider mondial al tenisului masculin. Nu s-a ținut însă de treabă. El era ca Monfils și Tsonga, genul ăsta. No, adică n-a avut o carieră într-adevăr de star mondial, de Pete Sampras, de Andre Agassi, n-a fost la nivelul ăsta. Iar la fete, niciodată noi n-am avut o domnișoară, o doamnă ulterior de asta care să ducă, să dureze ani de zile. Asta e apanajul a 4-5 sportive în istorie. A fost Navratilova, a fost Steffi Graf, a fost parțial Martina Hingis și acum Sirina Williams. Deci astea sunt, aici se poate folosi termenul de mare campioană. Astea sunt mari campioane. Simona Halep deocamdată nu reprezintă nimic în istoria tenisului. A fost și ea pe acolo. Pentru a fi o mare campioană, sau măcar o campioană, ea n-a câștigat niciun turneu de mare șlem niciodată. Și ca să fii o campioană, trebuie să ai această inteligență sportivă și această igienă de viață, care sunt greu de unificat. Poți avea pe una, nu ai pe cealaltă. Evident că îți trebuie și o doză de talent, îți trebuie o doză de șansă, aroganța aia campionului, șansa aia a izmenitului ăla, acești aroganți, acești neplăcuți campioni, toți sunt așa, da? Dispun de această șansă, dispun de această aroganță, sunt insuportabili, evident, lor nu li se poate întâmpla nimic. Nu așa că un grăunte de ăsta, ai pierdut o minge, ți-a ieșit din pepeni și ai pierdut după aia trei turnee la rând, nu ești un campion. Campionii sunt ăia care câștigă și atunci când sunt slabi, și atunci când sunt detestabili, ăia sunt campioni. Noi nu o să ajungem, bineînțeles, niciodată la o asemenea fază. Noi nu comentăm în sportul românesc mari campioni. Sportul românesc a avut mari campioni doar în sporturi pe care nu le comentam. Ivan Pațaichin, de exemplu, a fost un mare campion. Da, dar asta pentru că el a fost într-un sport necomercial. Ce să comentezi la sportul ăla? Da? Nu este un sport planetar. Nu este un sport de atracție. Acolo n-ai ce să comentezi. Nu poți să comentezi că dădeai cu vâsla. E complicat. În sporturile însă care fac actualitatea mondială, noi nu avem așa ceva. Nu există o mentalitate de nivelul ăsta. Nu se naște, nu s-a născut încă românul imbatabil pe sporturi de genul ăsta. Mă refer un mare jucător de tenis, un mare ciclist, da, un mare boxer. Au copii palii de toți ăștia, da. A avut niciodată un zeu, da, unul care într-adevăr să te rupă în bătaie, să omoare în ring. Asta înțeleg, un zeu, da. Un Mike Tyson l-a omorat în ring, tată, da. Și te urcai cu el în ring și tu mureai.
el rămânea luat centura, tu erai mort, bă. Da? Sau dacă nu erai mort, erai desfigurat. Ăștia erau mari campioni, deci pe sporturi individuale. N-am avut un Kasparov, da? Un Karpov, n-am avut la nivelul ăsta în nicio disciplină. Și nici măcar la sporturile pe echipă. Cu excepția naționalei de handbal a anilor 70, cu Gațu și ăia, într-adevăr, niște titani. Cum a fost și Ilie Năstase, spuneam la tenis, dar într-o altă epocă. Când sportul nu era business, atunci era doar plăcere, nu se comenta la modul de astăzi, câștigai puțin, nu era ceva ieșit din comun. În rest n-am avut, decât iluzia că sigur suntem mai grozavi decât în realitate. Bun. Alte discuții în actualitate, comentarii pe baza unor evenimente. Văd aici, de exemplu, o știre cu Flaviu Stoican, prins băut la volan, a amenințat un polițist. Văd, dacă era beat, ce vreți să facă? În Moldova s-a întâmplat această chestiune. Este la rubrica de fotbal internațional la Digi. Flaviu Stoican a pierdut derbiul campionatului moldav 0-3 cu Sheriff Tiraspol. El este antrenorul Zâmbru Chișinău. Așa, din punct de vedere sportiv, startul e bun. Lucrul ăsta însă nu e valabil în toate aspectele vieții sale în Republica Moldova. S-a ales cu dosar penal. Bun, fiind totuși antrenor, făcând parte din fotbal, o să scape. Nu e ca și cum ar fi fost un simplu cetățean. Antrenorul Zimbru Chișinău a fost oprit în urmă cu câteva zile, într-o noapte, de polițiștii de la trafic rutier în Republica Moldova. Stoican a refuzat să se supună controlului cu aparatul etilotest. Confruntat de agenți, a amenințat un polițist, spunându-i acestuia: o să aveți probleme. Bun, el va nega această chestiune. Spre dimineață, răbdarea agenților a fost pusă la încercare de un conducător auto, cetățean român, se spune în comunicat. Nu este clar dacă a consumat ceva și cât anume, pentru că a refuzat categoric să fie testat. Nu s-a conformat cerințelor legislației rutiere, ba i-a și amenințat pe polițiști. La dispensarul republican de narcologie, insultele au continuat. Narco? Hă? Deci este și ăsta un narco până la urmă, Stoican? Scandalagiu a refuzat să fie testat și acolo, tupeu însă nu i-a ajuns ca să-și demonstreze nevinovăția. Prin urmare, individul s-a ales cu dosar penal, chiar dacă este cetățean străin. Hai, totuși, cum să fie cetățean străin? Republica Moldova nu există, vă reamintesc, așa cum nu există nici Belgia. Ce-s chestia asta? Cum adică cetățean străin? Păi era la el acasă, bă, Stoican. Care cetățean străin? Așa. Deci, chiar dacă este cetățean străin, cu asta cred că nu era nici el de acord să fie tratat așa. Potrivit legislației naționale, orice conducător auto care refuză să se conformeze cerințelor este pasibil de pedeapsă. În cazul dat, șoferul riscă să rămână fără permis la următoarea intrare pe teritoriul țării noastre. Bun, asta da, care nu-l recunoaște pe antrenorul român, numindu-l simplu un cetățean român. Potrivit ProSport, care a luat legătura cu Inspectoratul General al Poliției de la Chișinău, antrenorul a fost suspectat că se află la volan sub influența băuturilor alcoolice ori a substanțelor interzise. Împotriva sa a fost inițiată o cauză penală pentru refuz sau împotrivire la testarea alcoolscopică sau de la examenul alcoolscopic. Bun, și fapta săvârșită de Stoican se pedepsește cu privarea dreptului de a conduce autoturismul pe o perioadă de la 3 la 5 ani. Probabil, și cu muncă în folosul comunității de la 200 la 240 de ore. Asta nu-i nicio problemă. Să va preface el că muncește undeva. Deci nu riscă finalmente nimic. Asta vreau să spun. Nu e pușcărie, nu e nicio amendă. Înseamnă că în Republica Moldova poți să circul beat cât vrei. Ce contează că ți-a permisul? Păi te duce un altul. Da? Mergi cu nevasta sau cu băiatul, dacă are vârsta, sau cu un prieten. Asta nu e problemă pentru Stoican, de exemplu. Păi vor angaja șoferul ăia. Deci de ce atâta tâmbălău când de fapt nu riscă nimic? Da, dacă risca 15 ani de pușcărie și îi dădeau 8 în loc de 15 cu executare,
Asta da. Dar atâta timp cât asta e legislația, dragi prieteni, din Republica Moldova nu o să ajungeți niciodată nicăieri. Da? De asta să fac atâtea accidente la voi. De asta bea lumea de trăznește. Păi te cred, bă, ceriști. Îmi ia permisul și mi se rupe că mi-a luat permisul. Dar ce, pă, n-am pe cineva care să conducă? Asta în cazul în care nu vreau să fac eu pe nebunul și conduc tot eu. Dar ce, parcă dacă n-am permis nu pot să conduc? Ce? Mare lucru. Acum noi nu te oprindem fiecare zi. De altfel, jumătate, se știe asta, dintre cei care n-au permis, conduc măcar o dată în perioada în care sunt suspendați. Dar dacă nu-i prinde nimeni, ce dovadă ai? Bun, deci asta ar fi o știre care, într-adevăr, s-a comentat la noi, pentru că asta este, suntem sensibili la astfel de acțiuni. Din fericire, nu riscă nimic Flaviu Stoican și până când îl vor da afară de la echipă, sigur, asta nu va mai dura foarte mult. Antrenorii români n-au succes pe nicăieri în străinătate. Să termină repede mandatele lor. O știre care apăruse iarăși cu câteva zile în urmă, spaniolul Angel Maria Villar, hoțul hoților, cum spuneam, și-a retras candidatura la președinția UEFA, e pe dracu. I s-a pus în vedere că n-are nicio șansă. De asta și-a retras-o, are 66 de ani. Alegerile, vă reamintesc, sunt programate peste câteva zile, mai exact de astăzi, într-o săptămână, la Atena. Odată cu retragerea acestui bandit, au mai rămas doi candidați pentru funcția de președinte al UEFA, post rămas vacant după nimicirea lui Michel Platini. Este președintele Federației Slovene, Alexander Ceferin, și Michael von Praag, conducătorul Federației Olandeze, KNVB. Ăștia sunt. Angel Maria Villar a dat și un comunicat. El este președintele Federației Spaniole de pe vremea lui Neanicu, adică din 1988, va candida în decembrie pentru al 8-lea mandat la rând. Villar a asigurat interimatul la conducerea UEFA la un moment dat, după suspendarea lui Platini, însă nu este binevenit în organigrama la vârf a forului european. Din motive pe care le-am explicat, dacă toți s-au debarasat ăștia de oameni suspecți, nu puteau să-l primească, să înceapă un nou capitol alături de un om vechi. Era absolut imposibil să se întâmple așa ceva. În lumea transferurilor din fotbal, vă reamintesc că piața de mercato este deschisă în zona Golfului, în anumite țări, până la mijlocul lunii octombrie, cum e Qatarul, de exemplu. Emiratele Arabe, Arabia Saudită, Kuwaitul sau Bahrainul închid la sfârșitul acestei luni. Deci, jucători care sunt la sfârșit de carieră sau vor să mai dea un tun, cum este cazul lui Las Diara, care așteaptă o ofertă de 10 milioane de euro fermă, net, în această zonă, încă mai speră să găsească ceva călduț, pentru că, iată, există regiuni în lume unde, într-adevăr, să fii fotbalist este cel mai mare privilegiu. Cum să-i dai, bă, unuia 10 milioane de euro ca să-ți vină să joace în Dorul Lelii două sau trei sezoane? Că vă dați seama ce inflație a ajuns fotbalul profesionist. Unui jucător de ăsta de 30 și ceva de ani, că nu vin tinerei în Qatar și în Emirate după ce s-a încheiat perioada de transferuri din Europa. Dacă vreau să se transfere, găseau o echipă aici. Să te duci la 30, la 35 de ani acolo, să iei 10 milioane ălora într-un campionat de rahat, unde tu, bineînțeles, nu pui osul practic deloc. Joci așa, nici măcar plăcere nu mai au de mult ăștia să joace. Când ai ajuns fotbalist profesionist, ți-ai omorât pasiunea. Mai joci acolo un pic, la început, din prostie, din naivitate, după care nu mai există. A nu se confunda pasiunea cu meseria. E o chestiune bine știută asta. Ai ajuns fotbalist profesionist, joci ca o menghină. Pe tine nu te mai interesează nici plăcerea ta și cu atât mai puțin a altora. Deci, ce inflație? Cum să-i dai 10 milioane de euro? De altfel, Mino Raiola, faimosul impresar, declara zile trecute în un interviu în presa internațională că el crede că în anii următori
să va ajunge la un transfer de 240 de milioane de euro. Deocamdată recordul este de 105,8 al lui Paul Pogba, întors la Manchester United după perioada juventină. 105, a depășit recordul lui Gareth Bale la Real Madrid, undeva în jur de 100 de milioane. Da, se depășește acest record deocamdată în stilul lui Sergei Bubka pe vremuri, care bătea recordul mondial la săritura cu prăjina numai cu un centimetru. Firesc, era băiat deștept, că știa că după aia tot el va mai bate odată recordul cu un centimetru. Nu se grăbea să-l bată cu 20 de centimetri, că după aia nu mai reușea să se autodepășească. Ce era bine ticluită chestia și așa an la rândul, dopat fiind, bineînțeles, Bubka. A fost bucșit cu substanțe dopante, altfel n-ar fi reușit să sară nici 3 metri, bineînțeles. Își bătea propriul record când avea el chef la câte un meeting de ăsta mai înstărit. Atletismul a fost o hoție dintotdeauna, chiar dacă pe cei mai mulți nu i-a prins potera. Toți au fost dopați, stați liniștiți. E, așa și aici. Nu batem încă recordul direct de la 105 milioane la 240, cât crede Raiola. O să vină un transfer la 110, o să vină la 115, o să vină la 130. Sigur, dacă Ronaldo sau Messi s-ar transfera acum, ar putea să-l bată cu mai mult, dar nu se transferă. Messi n-are unde să plece, cine să dea pe el o asemenea sumă. Va rămâne toată viața la Barça. Cristiano Ronaldo e mai predispus la o asemenea plecare, dar nici el trebuie să se hotărască, nu mai are mult timp. Dacă nu, vor apărea nume noi. Evident, fotbalul scoate totuși din când în când cât un element de ăsta promițător. Că uite, nici la Pogba nu se așteptau mulți să emită atât de repede pe frecvențele astea așa de înalte. Își va găsi pe unul care să vă duce și va zice: bă, tată, stai scula viitorului, are 23 de ani, dau eu 200 de milioane și îi pun o clauză de 500. Cât timp lumea se uită și drepturile astea de televizare cresc, deși Franța acum are iarăși o speranță că a apărut un nou jucător pe piața de telecomunicații, care se varsă în sport. E vorba de operatorul SFR, care a cumpărat campionatul englez. Ăștia deja au făcut niște oferte ligii profesioniste pe care liga le-a refuzat deocamdată, să preia logo-ul ligii, să se numească Liga SFR, în sensul ăsta, contra 45 de milioane de euro. Liga a refuzat, pe 3 ani vreau să dea această sumă, dar înseamnă că SFR, care este un mare operator de telefonie și de telecomunicații în Franța, ar putea să negocieze, de exemplu, la următoarea mare dispută pentru drepturile TV, adică peste 3 ani, da? Și acolo să pluseze. Da? Sau măcar, dacă nu vor câștiga, să-i facă pe ceilalți, pe Bein și pe Canal Plus, să pluseze ei. Deci iată că perspective sunt, atâta timp cât consumul este mare. Și atenție, nu neapărat în sport. Ăștia nu vin cu bani din sport. Vin să investească în sport pentru imagine. Ei vor să se extindă, da? Așa cum a făcut și Bein. Nu au venit neapărat ca să câștige. Au venit ca să se implanteze pe o piață nouă. Câștigul nu poate să apară mai repede de 10-15 ani într-un domeniu de ăsta, când investești asemenea sume. Dar iată că unii încă pot. Și atâta timp cât aceste drepturi TV vor crește, este limpede că nici transferurile sau sumele de transfer nu se vor opri. Văd că unul dintre clienții pieței de desfacere fotbalistice din momentul ăsta, Mathieu Flamini, bine cunoscut și la noi după ce a plecat de la OM în 2004, a avut o lungă carieră încununată în principiu de succes pe la Arsenal și chiar la Milan. E bine, nu mai are contract în momentul de față, se vorbește de o apropiere de Crystal Palace. Să știți că nu e chiar atât de bătrân, 32 de ani. Au dreptate cei care vorbesc în presa engleză că Teddy Sheringham avea 38 de ani când încă semna contracte. Faimosul Sheringham îl știm bine. Deci de ce nu Mathieu Flamini, care are o relație bună cu Alan Pardew, managerul lui Crystal Palace, la care a fost la Newcastle. Urmează așadar
să semneze acolo. Dacă nu va fi Crystal Palace, va fi altceva. El a fost anunțat și la OM zilele astea, în cazul în care Diarra ar pleca în golf și ar delesta clubul de o masă salarială importantă, atunci din banii ăștia ar putea fi adus Flamini, care a debutat la OM, în orice caz, cariera internațională, așa cum a făcut și Seydou Keita, de exemplu, și care au ajuns staruri în afara Franței. O să vedem. Crystal Palace, o echipă sortită pieirii în acest sezon, în ciuda achiziției lui Steve Mandanda, care deocamdată este rezerva lui Hennessy, portarul galez, dacă va putea să evite retrogradarea în Premier League. Crystal Palace deocamdată nu. Acum arată lucrurile, Crystal Palace a demutat prost sezonul, sigur că suntem la început, evident, dar aceste etape nu se mai întorc. Deci punctele pe care nu le-ai acumulat, să zicem, în primele trei etape, nu le mai recuperezi. Crystal Palace a adunat totuși un punct în primele trei runde, obținut în ultima clipă punctul respectiv. Este pe 17, văd aici, deci undeva în afara retrogradării, dacă s-ar întrerupe campionatul acum. Sunderland, Crystal Palace, Watford, Burnham și Stoke au toate câte un punct după trei etape, sau Southampton are două, Swansea, Burnley și West Ham câte trei. Bun, deci deocamdată începutul este modest, dar bineînțeles că la banii pe care cluburile engleze îi învârt, acolo nu te poți niciodată considera învins. Adică și numai pentru banii ăștia de care dispui ar trebui să-ți păstrezi o umbră de optimism. Ai atâtea argumente încât dacă știi ce să faci cu banii, la un moment dat tot vei izbuti. Și în mercatul ăsta din iarnă, o echipă din Anglia care stă prost, în ciuda prezenței Cupei Africii la începutul anului viitor, ci o echipă britanică, o echipă engleză, poate să achiziționeze 7-8 jucători în mercatul care să-i schimbe fața fără probleme. În România se vorbește despre transferul lui Nioere, care i-a făcut zile frumoase lui Dinamo sezonul trecut. Jucătorul ar putea să ajungă la Steaua, după cum știți. Steaua ar fi făcut o ofertă, pretinde Laurențiu Reghecamp, către Nioere. A, bun, atenție să nu fie ca Tade. Și Tade a fost un dumnezeu la CFR Cluj, unde am văzut că până la urmă a semnat fostul marseiez Bilel Omrani. Am văzut informația dată și de presa de la noi, cum că lucrurile așa ar sta. Dumnezeule, asta într-adevăr ar fi o chestiune, dar nu e primul fost jucător al OM care evolua la noi după Ziani și Bejorji. Omrani nu e sculă. A jucat câteva meciuri în prima echipă a lui OM, a marcat un gol într-o înfrângere la Montpellier pe vremea lui Marcelo Bielsa și cam atât. Astăzi, totuși, să nu uităm, astăzi și mâine, avem sferturile de finală în faimoasa noastră Cupa Ligii, meciuri care se joacă într-o singură manșă, după care din semifinale, mult mai târziu, anul viitor, vom avea partide tur-retur. Deci astăzi avem Timișoara cu Chiajna de la ora 18, peste aproximativ o oră. Sigur că meciul este multiplu televizat, canalele Digi și Dolce neavând cum să se priveze de un asemenea show. Concordia este finalista sezonului trecut, când n-a plecat steagul decât în fața stelei. Iar de la ora 21, CFR Cluj cu Hoiro Fiuc, o partidă deja de tradiție în fotbalul nostru. Clujenii sunt net favoriți, evident, au și întărit, am impresia, în acest mercato, mi se pare o echipă solidă, CFR-ul, echipă care nu și-a spus ultimul cuvânt, în ciuda penalizării pe care a primit-o. Vă reamintesc, în prima fază, adică în optimile de finală, CFR a jucat tot acasă și a trecut de Craiova, iar Hoiro Fiuc s-au calificat nesperat la Mediaș, un succes cu 2-0 pentru ASEA. Cum țintarul este deja făcut, Timișoara și CFR-ul au urmat să se întâlnească în semifinale tur-retur, spuneam, în primăvara anului viitor, urmând ca pe partea cealaltă de tablou, mâine Steaua să joace la Botșeni,
iar Astra să întâlnească Dinamo, urmând ca Steaua și Dinamo să poată să joace o dublă semifinală la anul. E posibil ca și directivele să fie un pic în sensul ăsta. Adică nu îndoiesc că Steaua va câștiga la Botoșani. Astra, care nu se simte prea bine în campionat, ar putea să piardă meciul cu Dinamo, dar bun. Și un Astra-Steaua e tot la fel de interesant ca și un Dinamo-Steaua. Practic nu prea putem să scăpăm de această înverșunată semifinală decât dacă Botoșenii, care au trecut de Iași în optimi, ar trece și de Steaua. Steaua București este la debutul în această Cupa Ligii, pentru că în calitate de câștigătoare a ediției trecute, ea n-a jucat în primul tur, cum nici Astra în calitate de campioană n-a jucat. Și Astra debutează direct cu Dinamo, atâta doar că meciul se desfășoară pe terenul giurgiuvenilor. Deci sunt niște mici evenimente în fotbalul nostru. Această Cupa Ligii, deja bine avansată, ajunsă aproape în pragul semifinalelor. La începutul acestui weekend deja vom cunoaște semifinalistele. Bun, cam asta ar fi în actualitatea sportivă a acestui mijloc de săptămână. Reamintesc că astăzi, cu ochii pe meciurile de la Flushing Meadows, de la US Open, foarte importante, în special noaptea viitoare, eterna noastră speranță, meciul Simonei Halep cu Serena Williams, blestemul absolut al jucătoarelor de tenis, această Serena, și câteva meciuri pe aici pe acolo preserate cu minime incertitudini în lumea fotbalului, așteptând sigur să se decanteze perspectiva pentru weekend. Jucătorii deocamdată se întorc la loturi, ăștia care au străbătut o jumătate de planetă, le monde de taille moyenne, cum zicea Welbeck, ăsta e norocul lor, deci se pot întoarce un timp rezonabil la echipele de club. Cei care vor juca abia duminică seara sunt un pic mai avantajați decât cei care au meci programat încă de vineri. Se întorc cele 5 campionate, toate sunt în plină desfășurare și evident că o să ne aplecăm asupra situației lor cât de curând. Rămâneți cu bine!